Laura îl pensează pe Valentin în, în seara aceasta, am văzut că a pensat și alți băieți în alte seri, parcă pe Liviu l-a pensat într-o seară pe Caled. Uh, Liviu și Delia au mers în dormitor să se uite la poze, vroia Delia să vadă ce poze are Liviu. Acesta i l-a arătat, îi explica toate situațiile în care era acolo în poze. Uh, îi spunea Delia că iese foarte bine în poze uh, Liviu și că, că este frumos, că arată bine în pozele respective îi zicea că nu se vede semnul acela în toate pozele și Liviu i-a spus că depinde de profil cum este făcută poza. I-a mai spus de ea că nu are prea multe poze Liviu și el a zis că doar atât a primit de la susținători, dar el este foarte fericit că le are. Deci vroia și el să fie pensat de către Iuliana și Iuliana i-a spus că mai târziu, mai încolo, că nu are chef chiar acum. Am văzut-o pe concurenta nouă că a socializat destul de mult cu Valentin, au râs, au glumit, la cam tachinat și nu i-a picat bine lui Valentin îi zicea că tot timpul ia așa în Caterin, ca zis, și numai la mișto și se supără dacă mai face asta. Iar dea vorbeau despre țigări și făcea Valentin o țigară din foiță și rula acolo pe masă, stând de vorbă cu ea, nu și-a seama că, de fapt, nici nu are voie să facă acest lucru unde sunt camerele, decât la locul de fumat. Îi a atras atenția Caled, vezi că tu vorbești aici și ai uitat că nu ai voie cu țigările pe masă. Iar Elena îl întreba pe Valentin dacă a ieșit bine în videoclipul de prezentare, cum mi s-a părut. Valentin era supărat că îl ia la mișto și a zis că nu are nicio părere, iar Caled i-a spus Elenei că a fost bine, a ieșit foarte bine. Pe Dedici l-am văzut că i-a făcut masaj la mâini cu cremă Elizei.